Suntem bucuroși să găzduim pentru început un grup condus de un muzician foarte mare cu un instrument foarte mic. Vorbesc de instrument, nu de altceva. Care putem spune că existența sa s-ar putea denumi o viață pentru o idee. Este un om care inițial a terminat facultatea de filologie și istorie, dar din 1996 viața lui a cârmit definitiv spre lumea bluzului și spre farmecul indescriptibil acelui instrument minunat care se numește muzicuță de gură sau harmonica. Și s-a făcut cunoscut ca interpretul a sute de concerte și în țară, dar și peste hotare, și realizatorul mai multor discuri, niște discuri care unii dintre noastre o știu, se numesc Dependent de Blues, Poveștile Bluesului, De scântece de blues, și cel mai recent se numește Drifting Blues. Acest muzician a colaborat cu niște foarte mari colegi de-ai lui într-un instrument venit din Toma din America. Este vorba de Sugar Blue și despre Charlie Musselwhite. Și este o cinste pentru bluesul românesc că a avut parte de participarea acestor mari interpreți. Și acum el vine în fața dumneavoastră cu un program interesant care cuprinde și compoziții și cover-uri, și este ca și în discul de care vă vorbeam, Drifting Blues. Și în acest album a avut și câteva participări importante. Este primul album solo al său, adică e făcut cu mai mulți interpreți, nu este cu o formulă fixă. Și vom invita în scenă pe membrii grupului Marcian Petrescu și Trenul de Noapte. Este vorba de Constantin Bărbășelu, baterie, un excelent combinator de ritmuri, un veritabil combinezon arhitect de ritmuri, la gitară bas Mike Dragomir, el duce greul, cum să spun, suportul armoniilor, la gitară un muzician care îl știm de multă vreme, care știe multe instrumente cu coarde. Ei instrumentiști ăștia, ghitariștii, sunt singurii care mai trăiesc în ziua de azi din ciupeli. Și numele său este Mihai Tacoi. Sau în versiunea franceză, Michel Tacoa. Da. Si vous voulez regaler vos amis, offrez-lui un martini. Și liderul acestui grup, liderul de drept și de fapt, orchestratorul antitr al tuturor bunelor intenții ale coechipierilor săi, răspunzând la formula filozofică: dacă plenipotența ritmogrifică se perpetuă în mod subtil al datei cosmopolite, este oare posibilă sau nu imperceptibilitatea inaccesibilității, dacă-și conform tendințelor generalogice ale sistemului transcendental cosmopolit, divagația spontanității apocaliptice reduce conglomeratele proforme la nomenclatura lor rigidă. Marcian Petrescu, muzicuță, vocal, el este și compozitor și textier la piesele pe care le veți auzi. În clipa aceasta vă lăsăm pe mâini bune, 80% din Europa vă invidiază. Thank you.
Bună seara tuturor! Este o mare plăcere să fim din nou aici la Ghelari. Este, nu știu, cred că al patrulea sau al cincilea an când venim aici. Am fost și anul trecut ca invitat al altor formule. Sergiu, dragă, mulți ani să trăiască și pensiunea, dar și inițiativele pe care le face aici, mai ales Panorama Blues Festival. Liviu, dacă ești amabil, mai ridicăm un pic vocea în monitor și după aia putem porni. Întrucât moșul n-a spus bancuri, o să vă zic eu unul foarte scurt. Un prieten de-al meu mi-a spus, nevastă mea este cea mai proastă bucătăreasă din lume. Aseară a lăsat un rest de friptură în bucătărie și până dimineață toți gândaci se spânzuraseră. În această tentă veselă să zic să pornim, o să începem cu o piesă de-a lui Charlie Musselwhite, prietenul meu, cu binecuvântarea lui directă, The Blues Overtook Me Since I Was a Little Child. One, two, one, two, three, four. A little child. Well, the blues overtook me since I was a little child. You know, fast women and whiskey made this crazy boy wild. Now listen. When I was much younger, early on my own, I took the highway to be my own. Well, the blues overtook me when I was a little child. You know the fast women in whiskey made this crazy boy wild. You know I ain't lying. I believe it's gonna rain. Make me wanna hear my baby call my name. The blues overtook me when I was a little child. You know the fast women and whiskey made this crazy boy wild. Now, when you get in trouble, everything is down on you. The blues is ever taking and pull you through. You know the blues overtook me when I was a little child. You know that fast women and whiskey made this crazy boy wild. I ain't lying. Blues overtook me since
since I was a little child. You know, fast women and whiskey made this crazy boy wild. Now listen, you might drown and trying to escape, but the blues will overtake you over one rainy day. You know, the blues overtook me when I was a little child. You know that fast women and whiskey made this crazy boy wild. All right, let's get the hell out of here. Now listen up. You gotta love her, don't shove her. Because women are strange sometimes. And I ain't lying. Gotta love her, don't shove her. Piesa de pe albumul Drifting Blues, o adaptare după Matthew Scholar, Carrie Bell. Shove it, you gotta love it, don't shove it, you gotta love that woman and don't talk to her my hand. I said I look out, man, time change fast, got a lot of women that can kick your ass. You gotta love it, you don't shove it, you gotta love that woman and don't talk to her my hand. Listen up. Yo, daddy might have got it, damn daddy too. Gotta make a change, you gotta start with you. You gotta love her, don't shove her. You gotta love that woman and don't talk to her by hand. Listen. Shock her, you gotta hang her, don't tease her, you gotta squeeze her,
Gotta squeeze that woman and don't talk to her by hand. Don't kill her. You gotta thrill her. Don't kick her. You gotta... Gotta love that woman. Don't talk to her by hand. Here we go. Once again on drums, Mr. Constantin Barbashelu. Put your hands together. Yeah. On bass guitar, Mike Dragomir. Vă pupă, băiatul. Mihai Alexandru Tacoi. Numele meu este Marcian Petescu. It's a very small stage, I don't know why. Ok, Liviu, două rugăminți. Scoatem un pic din înalte pe muzicuță și întărește un pic în mediile joase, dacă ești amabil. Poți eventual să-i ciupești și gain un pic. Și te rog eu mult, ca să nu rămân fără voce, mai ridică-mi vocea în monitoarele astea două. Te rog eu mult, că mai pot. Că sunt Nexo, sunt bune. Mersi mult. Doamnelor și domnilor, pe albumul ăsta, Drifting Blues, am pus o piesă care... Pentru mulți a fost o surpriză, este o piesă de la Elton John. De fapt, sunt două piese de la Elton John. Este o piesă pe album care se cheamă Runaway Train, pe care o știți din coloana sonoră a filmului Armă Mortală. Piesa aia, încă lucrăm la ea, pentru că în varianta de live e destul de complicată de cântat, fără anumite track-uri speciale. Dar avem o piesă din anii 80, din 88, o piesă de pop foarte interesantă, care se numește I Don't Wanna Go On With You Like That. Este o piesă pe care... S-ar putea să o știți, are un videoclip foarte nostim cu un tip și o tipă care se tot plimbă dintr-o cameră într-alta și din când în când dau peste Elton John, care cântă cu pianul. Interesant, mă rog. Și cu voce. Și ne-am gândit să o punem pe album pentru că, adică m-am gândit în momentul în care am văzut o variantă absolut fabuloasă a acestei piese, cântată cu niște amărâți la chitară pe nume Mark Knopfler și Eric Clapton, acompaniați de tipul ăla, ăla cu barbă foarte lungă, mereu îi cum îl cheamă, are un nume foarte ciudat, și la tobe era Steve Farone, printre altele. Mă rog, o echipă din asta de amatori. S-au strâns și băieții să cânte și ei ceva în weekend, când aveau angajament. De pentru care am zis, hai să încercăm să punem varianta asta pe disc. Și sună cam așa: I don't wanna go on with you like that. Este o poveste de viață și de dragoste. Fiți atenți aici. Said that one's enough to love. Now I hear you bragging one is not enough. Something tells me you're not satisfied. You got plans to make me wanna fortify. I guess this kind of thing just in your blood, but you won't catch me curving up, my love. I ain't no puzzle piece that needs to fit. If it takes more than me, let's call it quits. 'Cause I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a feather in your cap. I just wanna tell you, honey, I am mad. 'Cause I don't wanna go on with you like that. Oh, oh, oh. Whoa. Whoa. Oh yeah. It's hard sometimes to understand this vicious circus getting out of hand. Don't need an extra eye to see that the fire spreads faster in a breeze. And I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a feather in your cap. I
I just wanna tell you, honey, I'm mad. 'Cause I don't wanna go on with you like that. No, I don't wanna go on with you like that. One more set of boots on your working mat. You just have to quit them if you want me back. 'Cause I don't wanna go on with you like that. Oh, oh, oh. You wanna spread around, sister, that is fine. But I don't wanna hear a second fit in me line. If you wanna have someone in the middle of the night, call out the guns and turn off the lights. And I don't wanna go on with you like that. Don't wanna be a feather in your cap. I just wanna tell you, honey, I am mad. 'Cause I don't wanna go on with you like that. I don't wanna go on with you like that. One more set of boots on your welcome mat. You'll just have to quit them if you want me back. 'Cause I don't wanna go on with you like that. Oh, oh, oh. Frumos! Doi, zece, test! Doi, doi, doi! Doi, doi, doi! Ok, mergem mai departe. O altă piesă pe care am mai cântat-o și cu alte ocazii aici la Ghelare, în altă formulă, se numește și acum, după atâția ani, I Smell Smoke. Este o piesă a lui Kenny Neal, pe care am pus-o pe album într-o variantă exact așa, cât mai apropiată de cea de concert. Sper să vă placă, să vă reamintiți de această melodie. Este despre 2-10-2, nu? Poți să-i mai dai un pic, pe bune. Mai ridică din putere, dacă e cazul. Că asta e treaba. Oh,
Dacă mai ai un pic de rezervă, mai dai un pic. Că asta e faza. Check 1, 2, 1, 2. 2, 10, 2, 2. Da, așa da. Ok, las-o așa că e bine. Perfect, mersi. E bine așa. Ok. Yeah, baby. I smell smoke. When I hear the whistle blow, when I'm looking for the train, when I hear the thunder roll, baby, well, I know it's gonna rain. Well, it could just be a joke. Well, I'm not calling you a liar. Oh, baby, I can smell the smoke. There's got to be a fire. Jump behind my back, where my ears begin to burn. When a black cat crosses my path, baby, well, my luck is about to turn. Well, it could just be a joke, not calling you a liar. Oh, baby, I can smell the smoke. There's got to be a fire.
it up enough. Find out what it's all about. Don't want no more of your smoke, baby. Well, I'm gonna put it out. Well, it could just be a joke, and I'm not calling you a liar. Oh, baby, I can smell the smoke. There's got to be a fire. All right, let's go. Mulțumim frumos! Bun, până se duce colegul meu să-și aducă o chestie interesantă pe care n-ați mai văzut-o până acum, poate la el cel puțin, așa, o să vă spun câteva cuvinte despre piesa următoare. O găsiți și pe asta pe album, într-o variantă inspirată, bineînțeles, de la cel care a făcut-o celebră, adică de la B.B. King, dar gândită din punctul meu de vedere, pornind de la maniera și spiritul și feeling-ul unui om care s-a numit Paul Butterfield. Fie țărâna ușoară că a murit acum cât 40 de ani, ceva de genul ăsta au trecut de atunci. Până 40 de ani au trecut? 87, 88, cât? Nu, 30 de ani. 30 de ani. Da, mă rog, vremurile astea trec, firar să fie. Trece vremea și mă trec și eu, cum spunea cineva. Vorbim de The Thrill Is Gone, pe care o găsiți pe album, cu domnul Mihai Tacoi la chitară. El însumi, însuși, pardon. All right, baby. Let's do this stuff. Dacă îmi dai și un pic de delay mai tare pe față, ar fi genial. Sau reverb, mersi mult. Gone. The thrill is gone away. The thrill is gone now, baby. The thrill is gone away. You know you done me wrong, honey.
But you'll be sorry someday. For good. Well, the drill is gone now, baby. It's gone away for good. Someday I know I'll be open out, honey. Just like I know a good man should. Now listen to this good man here. Thank you.
know I'm free now, baby. You know I'm free from your spell. Well, I'm free now, baby. You know I'm free from your spell. But now that it's all over, all I can do is wish you well. Wish you well. Foarte mult! Mulțumesc frumos! Domnilor și domnilor, spuneam că prezentăm o parte dintre piesele de pe albumul Drifting Blues în acest concert. Îl am și la vânzare, așa că după concert ne vedem acolo sus, unde e și un pic de lumină și dacă doriți să ne luați și acasă, ar face mare plăcere. Mai am și albumele mai vechi, Poveștile Bluzului și Descântece de Blues, s-au editat într-un tiraj foarte mic, așa că dacă nu le aveți, ar fi ocazia acum, eventual să luați un autograf, dacă vă face plăcere, firește. Și să mergem atât pe sensul atât de bogat în sensuri al cuvintelor, cum spunea pe firul atât de bogat în sensuri al cuvintelor, cum spunea Tomiță Caragiu, și să vă cântăm o piesă care se numește Sure Seems Strange. Dar înainte de asta, vreau să vă spun un singur lucru. Piesa pe care tocmai am cântat-o, în seara asta, vreau să o dedic memoriei celui care a fost, pentru scurt timp din păcate, un foarte bun coleg de trupă și care, din păcate, a dispărut dintre noi de curând, pentru cel care a fost basistul, omul, muzicianul Vali Rotari. Lui îi dedicăm această piesă și suntem alături de el. Pentru că viața, cum spun americanii, sometimes life's a bitch, an ugly bitch, if you know what I mean. Asta e situația. Să cântăm acum o piesă care este o satiră ușor amară despre relațiile de cuplu. Se numește Sure Seems Strange și este compusă de un domn pe nume Rick Astley, care mi-a făcut mare onoare să apară alături de mine pe albumul Drifting Blues, cântând această piesă, revizitându-o la 25 de ani după ce a compus-o. De atunci, de când a compus-o și a pus-o pe albumul Night Vision, n-a cântat-o niciodată în concerte. Și nici n-a mai apărut pe un alt album. Și mi-a făcut această mare cinste, în numele prieteniei noastre, să cânte cu vocea și muzicuța pe această piesă. În varianta de album și maestru Marius Mihalache are o intervenție absolut fantastică care i-a lăsat pe mulți un pic, mai ales pe americani, i-a tulburat pentru că n-au știut ce instrument este și a trebuit să le explic. Așadar, sure seems strange how people change once they slip that wedding ring on.
Adică pentru cei care ați făcut mai multă rusă. E ciudat cum se schimbă un bărbat și o femeie după ce își pun verigheta pe deget. Nu-i valabil la toată lumea, dar se întâmplă. And this goes something like this. Well, ain't no need in line. I'm tired of trying. We out to just call it quit. 'Cause I ain't got but one nerve left, and you about to step on it. You know it sure rings true when love is new. You can do no wrong, but now ain't strange how things change once you slip that wedding ring on. And it sure seems strange. Man, it sure seems strange when folks got married people. You know, ain't funny how they change. Tell me about it, Michu. Remember the time when everything was fine. We had no worries at all. You were a real good wife. We had a happy life. But now my back is up against the wall. Man, you're driving me nuts, and that really hurt my guts. You're talking trash all the time. I have enough of your yak. You better shut your trap, 'cause I'm about to lose my mind. And it sure seems strange. Man, it sure seems strange when folks got married people. You know, ain't funny how they change. Quite content without a cent. We could just live side by side. But now the more I make, the more you take. You ain't never satisfied. You used to be so sweet when we'd all asleep, snuggle up next to me. Hey, now instead you are the edge of the bed and acting like a got leprosy. And it sure seems strange. Man, it sure seems strange when folks got married people. You know, ain't funny how they change. You know, ain't funny how they change. You know, ain't
funny how they change. You know ain't funny. Oh, so funny. You know ain't funny how they change. Hey, mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Dacă ați ajuns mai târziu, să ne mai prezentăm o dată, că zic că e bine așa. Constantin Bărbășelu, baterie, dați-i un aplaud, vă rog frumos! Mike Dragomir, într-o vreme se numea Mike Denver, dar s-a terminat cu perioada clasicilor în viață. Mă rog, e o vorbă între noi, n-are rost să vă explic. Mihai Alexandru Tacoi. Știți ce e aia, da? Chitară, da? Ok, numele meu este Mancian Petrescu. Vă mulțumim frumos, noi suntem trenul de noapte, prezentăm Drifting Blues. Dar facem o pauză acum, vă mulțumim foarte mult. Facem o pauză de la Drifting Blues și mergem la Drifting Disco. Pentru că la un moment dat o formație de muzică rock din Marea Britanie, care a cântat la un moment dat și niște funk, și reggae, și rock and roll, și mai știu eu ce naiba a cântat, s-a gândit în 1978 că va rămâne fără serviciu, pentru că apăruse muzica disco. Și era nasol, adică cum să te compari tu cu Bee Gees, să te compari cu ABBA, cu Boney M, care, mă rog, era altă mâncare de pește prăjit. Băieții aia arătau bine, făceau sport, haltere, prăjină, mă rog, ca să citesc din clasici. Caia Canoe, da, mă rog. Și de fapt, haideți să vă spun o chestie. Știți de fapt cum s-a născut vocile celor de la Bee Gees în piesa Stayin' Alive? Ați văzut pe YouTube sau pe Facebook? Dacă nu, dacă n-ați văzut, vă explic eu. Deci ăștia erau în studio, dar cântau prea jos. Deci erau ceva ho, 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 Stayin' Alive. Și atunci asta, inginerul de sunet și producătorul a zis, bă, ceva nu e în regulă, am nevoie de niște voci mai înalte. S-a dus la cei trei care erau în fața microfonului și a făcut următoarea mișcare. Ha, 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 Stayin' Alive! Mă rog, eu nu pot să urc atât. Și așa s-a rezolvat problema urcării încă a două octave, cel puțin. Deci asta este, acum se rezolvă mai simplu, există un aparat care se cheamă Antares sau Autotune sau Melodyne. Și dacă ai nevoie, ridici de acolo, rezolvi în computer. Mă rog, cum noi nu cântăm cu microchip din ăla, cum îi spune frate, cu stick, așa, n-avem cum să facem altfel decât să vă reamintim de piesa Miss You, adică Mi-e dor de tine, a formației Rolling Stones, prin următoarea interpretare, inspirată mai mult de la Sugar Blue decât de la domnii de la Rolling Stones, pentru că varianta lui Sugar Blue, care cânta în original la muzicuță, este mult mai funky și mai interesantă. Așadar și prin urmare, Miss You, Mi-e dor de tine. Out so long, been sleeping all alone, girl I miss you. I've been hanging by the phone, sleeping all alone, I wanna kiss you. I've been hounding in my sleep, you'll be staring in my dreams, girl I miss you. I've been waiting in the hall, been waiting for your call. When the phone rings, when I'm walking in the park,
singing on After Dark. People think I'm crazy. Chaffing on down the street, I be stumbling on my feet. Man, I'm crazy for you, baby. Guess I'm lying to myself. It's just you and no one else, and I miss you. What's the matter with you, girl? Are you trying to wreck my world? Are you crazy? Just tell me why you wait so long. I wanna tell you, mama. Honey, won't you please come home? Come home, I miss you. Mike Dragomir!
Constantin Bărbășelu, țineți bine minte! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Obi! Da. Stați un pic să-și încordeze corzile. Bun, mai departe ajungem la o piesă de pe albumul de scântece de blues. Este celebra piesă cu vecinul de la 2. Cred că ați mai auzit de personajul ăsta și de o tanti numită Pușa. N-am găsit altă rimă. Pentru că este Pușa trebuie să rimeze cu ușa. Da, este un curent de vânt aici care îi afectează difuzorul, dar nu mai este problemă. Așadar, piesa se cheamă Vecinul de la 2 și am scris-o pentru o situație care a apărut în viața familiei mele când locuiam la Onești, în județul Bacău, de unde mă trag eu. Să trăiești, corect. Toți cei care sunteți cu ești, să trăiți, să trăiești. Așadar, vecinul ăsta era un cretin, un bocciu sinistru, cum îmi place, îi place colegul prietenului meu, Vali Vătuiu, să spună. O sărăcie, un ponosit, un bocciu sinistru care era prieten foarte bun cu sticla, cu paharul și dacă n-avea niciuna nici alta, bea direct din damigeană pe bază de aspirație prin sugere, din, știți, ați văzut, cu furtunul. Așa. Și când făcea chestia asta, ba mă inunda, ba venea la 3 dimineața și ciocănea la mine la ușă, ba lăsa resturi de mâncare bună în bucătărie, de pentru care gândacii plecau la mine și după care eu trebuie să-i trimit înapoi și așa mai departe. Și atunci am zis așa, vecinul de la 2 bea cot la cot cu tanti Pușa și când vine beat acasă, mai mereu greșește ușa. Și vine cam așa, fiți atenți. Vecinul de la 2 bea cod la cod cu tanti Pușa. Vecinul de la 2 bea cod la cod cu tanti Pușa. Dacă vine beat acasă, mai mereu greșește ușa. Stop puțin, stop puțin, stop puțin. Stați un pic că... Da, bate lumina foarte prost aici pe scenă și eu nu mai văd exact ce muzicuții au. Da, acum e bine. Se mai întâmplă, ăsta e live-ul, vedeți? De-aia e frumos să nu cânți cu tracuri, pentru că cu tracurile n-ai cum să greșești și atunci totul pare steril. A greși omenește, erare humanum est. Vecinul de la 2 bea cot la cot cu tanti Pușa. Da, asta e tonalitatea bună. Vecinul de la 2 bea cot la cot cu tanti Pușa. Păi când vine beat acasă, mai mereu greșește ușa. Păi într-o noapte pe la 2 a sunat la ușa mea. Într-o noapte pe la 2 a sunat la ușa mea. Era atât de bea, nici să vorbească nu putea. Și atunci am cântat.
Am nevoie la toaletă, atâta putut să zică. Am nevoie la toaletă, atâta putut să zică. Băi, și apoi pe scară și-a făcut brusc treaba mică. Băi, ce rușine. I-am zis să meargă acasă la copil și nevestică. I-am zis să meargă acasă la copil și nevestică. Dar înainte de a pleca mi-a mai cerut o vodcă mică, îi dă mirare. Nevestezii acasă nu știu ce i-o-mi fi explicat. Nevestezii acasă nu știu ce i-o-mi fi explicat. Și l-am văzut a doua zi că avea un ochi mai colorat. O, oh, mamă! Vecinul de la doi bea cod la cod cu tanti Bușa. Când vine beată casă, mai mereu greșește ușa. Aveți grijă să nu greșiți și voi. Foarte mult. Eu nu știu, nu-l cunosc foarte bine pe Sergiu, nu-i cunosc istoria lui ca om al muncii. Dar foarte mulți oameni din România, înainte să-și pornească o afacere, au lucrat la patron. Patronul putea să fie statul sau privatul. Depinde cum ai apucat. Mai există statul în picioare, care provoacă varice, și statul degeaba. Unii, dacă ar putea, ar vrea concediu pe viață. Asta, din păcate, nu se poate. Și atunci, când am... Cum? A, da, nu, despre ăla nu vorbim acum, pentru că acum, în momentul ăsta, pe scenă, nu vreau să fac politică. După aia, avem unde să facem politică. Dar, tot patronul spune, ești pe un drum greșit în momentul în care pleci de la el. Fără nicio excepție. Și atunci, când am plecat eu de la patron, în 1999, luna noiembrie, pe la final, așa, i-am arătat degetul mijlociu de la mâna dreaptă prima dată, după care pe ăla de la mâna stângă și i-am spus, cu metre știi ceva, lasă-mă, poate ai treabă și eu te rețin. Că mi-a spus că să cum, adică pleci de la mine, poți să fie nașpa. Bine, las-o așa, las-o să cadă ușor, să nu se spargă. De pentru care am scris piesa Pe un drum greșit, care a fost introdusă pe albumul
poveștile bluzului și care sună ceva de genul ăsta. Fiți atenți. Mama. Ok? Eram fost tare supărat, cu prietena eu m-am certat. Ei, n-a fost nimic concret, acum am anic eu regret. Atent, atent, eu l-am gândit, ca să n-o iau pe-n drum greșit. La serviciu când m-am dus, feful era cu fundul sus. Cu el tare m-am certat, apoi demisia mi-am dat. De toate eram tare scârbit, ca să n-o iau pe-un drum greșit. Acum direct îți spun, acum am făcut un lucru bun. Pe timpul 2 și 4, în clipa în care am plecat, de regrete n-am fost măcinat. Planul atent eu l-am gândit, ca să n-o iau pe-un drum greșit. Să plec în alt oraș, dar cu o geantă de voiaj. O să-mi iau și un alt servici, mai bine plătit ca cel de aici. Știu că sunt foarte pregătit, ca să n-o iau pe-un drum greșit. Mulțumim frumos! Și acum o să mergem în anii 50 și o să ne reamintim de un domn care, cum spune americanul, it was like yay high. Mă rog, yay high, ok. Se numea Junior Wells. Era un tip micuț și foarte aprig la mânie, așa se spunea. Purta totdeauna briceag, cuțit, aparat de ras de la, cum îi spune frate, brici, așa, dar n-a mai folosit, și avea și pistol. Și el se spunea, don't fuck with this guy. Și el a scris o piesă în spiritul ăsta, Messing with the Kid. Domnul se numea Junior Wells și mulți dintre voi care ați văzut filmul Blues Brothers 2000, poate vă amintiți de el, că purta un melon pe cap, o pălăriuță din asta, și cânta la muzicuță într-un bar de striptease. O meserie frumoasă, adevărul.
Mi-am adus aminte de o chestie cu... Dar vă spun bancul mai târziu, că nu e acum. Acum mai bine vă cântăm piesa și vă spun bancul după. Piesa se cheamă Messing with the Kid. Noi am făcut o variantă pornind de la varianta lui, dar am pus mai mult așa, mai super funky și mult mai rapidă, ca să, dacă aveți chef să dansați, poftiți, vă rog, ringul e liber. One, two, show me what you do, hey! Hey, what's this I hear going all around town? The people, they say they gonna pull the kid down. Oh, no, no, no. Look at what you did. You can call it how you want to. I call it messing with her. The kid's no chad, and I don't play. Know what I mean, when I mean what I said. Oh, no, no, no. Now look at what you did. You can call it how you want to. I call it messing with her. The kid's no chad, I tell you, I don't play. I know what I mean, and I mean what I said. Oh, mama. Hey, now look at what you did. You can call it how you want to. I call it missing with her. Gonna take the kid's car and drive around town. Tell everybody not to put him down. Oh, no, no, no. Hey, now look at what you did. You can call it how you want to. I call it missing with her. Și domnilor, ok, o să vă cântăm acum o piesă pe care, de care mai bine zis, m-am apropiat cu foarte mare teamă în momentul în care am făcut Drifting Blues, pentru că m-am gândit cum mama dracului să mă ating eu de o piesă pe care a compus-o Peter Green
a cântat-o absolut fabulos în 66 pe albumul A Hard Road al lui John Mayall. După care la vreo 30 de ani după a venit Gary Moore și a făcut un album tribut adus lui Peter Green și a cântat-o, din punctul meu de vedere, nu că cel puțin la fel de bine, chiar un pic mai bine. Mai ales că a cântat pe chitara lui Peter Green. Și am zis, mă, da, oare totuși n-aș putea eu eventual să substitui părțile alea de chitară cu muzicuța? Și am făcut niște teste timp de vreo 2 ani, am cântat piesa asta de nebun în casă, cu un negativ găsit pe internet și am zis, mă, până la urmă poate că nu-i chiar atât de complicat. Hai să încercăm. Și am făcut o variantă în care am păstrat spiritul original și am zis, dacă tot e cu muzicuță în special, hai să găsim și un solo de chitară, de pentru care Mihai Tacoi mi-a făcut mare plăcere să accepte invitația de a cânta și în această piesă de pe Drifting Blues. De pentru care, dacă doriți să ne luați și acasă, vă stăm la dispoziție. Așadar, stați un pic să-mi caut piculina, să văd unde am pus-o. Cred că asta e. Da, asta e o dată. Și mai îmi trebuie asta de aici. Bun. Așadar, piesa se numește The Supernatural. Și dacă nu știți despre ce e vorba, ascultați-o cu atenție, pentru că vă spun sincer, nu exagerez, dar este poate una dintre cele mai frumoase compoziții instrumentale. Și dacă știți cumva și un pic de istorie sau vă pasionează un pic istoria bluesului modern, o să găsiți în piesa asta, în originalul ei, o să găsiți elemente pe care după aia le-a speculat foarte bine și Santana în piesele lui și nu numai. Așadar, The Supernatural. Thank you.
Mulțumim frumos! The Supernatural! Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul recitalului și am zis să încheiem într-o notă, să spunem așa, într-o notă veselă, ostilă, da, pentru anumite persoane. Piesa se cheamă Nu mă mai stresa, o găsiți și pe asta pe descântece de blues. Și am zis să cântăm, este o prelucrare așa, într-o manieră mai rock and roll, așa, a unei teme despre viața de cuplu. Și am gândit-o ușor așa, în maniera Rolling Stones anii 90, așa un pic mai You Got Me Rocking sau When Love Is Strong sau mai știu eu ce, mai că am pus un pic mai mult drive. Așadar, nu mă mai stresa. De două lucruri mi-este silă tare, de femeia mincinoasă și cu gură mare. Nu mă mai stresa, dar nu mă mai stresa, că-ți fac rapid bagajul și te trimit la maică ta. Când ne-am căsătorit mi-ai spus că mă iubești, dar de cinci ani încoace doar mă cicălești. Dar nu mă mai stresa, nu mă mai stresa, că-ți fac rapid bagajul și te trimit la maică ta. Trimite-mi un solo de acolo. Dacă se crea un sport extrem din amă, tot stresa, dar nu mă mai stresa, nu mă mai stresa, că-ți fac rapid bagajul și te trimit la maică ta. Ca să scap de tine mă îmbăt prin câte un bar, căci tu în casă-mi faci capul calendar. Dar nu mă mai stresa, dar nu mă mai stresa, că-ți fac rapid bagajul și te trimit la maică ta. Domnișoare și domnilor, cu deosebită bucurie am fost prezenți pentru a nu știu câta oară, mă rog, cu trenul de noapte aici la Panorama Blues Festival la Ghelari, ediția 6-a, să fie într-un ceas bun sau într-un ceas cu cuc, cum spunea prietenul nostru Florian Lungu Moșu. Și în final vreau încă o dată să-i prezint pe prietenii și colegii mei. Baterie, Constantin Bărbășelu! Cu chitara cu patru corzi, așa cum se cuvine la blues, domnul Mike Dragomir!
Yeah, baby. Cu chitara cealaltă cu 6 corzi este domnul Mihai Tacoi. Eu mă intitulez Petrescu Marcian și rămânem împreună, ai dumneavoastră, trenul de noapte. Vă mulțumim tare mult! Sergiu, îți mulțumim tare mult că ne-ai invitat. Îi mulțumim lui Maico Doroja pentru faptul că a pus un line-up foarte interesant și ne-a invitat încă o dată. Și vă mulțumim vouă pentru că fără voi noi nu am existat și n-am avea de ce să existăm. Mulțumim frumos! Hai ca să cântăm refrenul la final. S-a aflat sfârșitul, nu? Dar nu mă mai stresa. Dar nu mă mai stresa. Nu mă mai stresa. Nu mă mai stresa. Că-mi fac rapid bagajul și mă duc la amanta mea. Mulțumim frumos! Gereide! Vă mai spun o dată că îl cheamă Mike, că îl cheamă Costel, că îl cheamă Mihai și pe mine mă cheamă Petrescu sau Marcian, după cum doriți. Vă mulțumim frumos și vă urăm o seară cât mai plăcută. Sigur? Chiar vreți chestia asta? Avem voie? Da? Bine. Ok. Bun, 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 bun. Alright, alright. Hai să nu mai lungim povestea, că n-are rost. Te rog. Deci când mă roagă moșul să cânt piesa asta, nu pot decât pentru ca să fiu de acord. S-ar putea unii dintre voi să știți despre ce e vorba. Este prima piesă de blues pe care am compus-o. De fapt, prima poveste de blues în limba română pe care am scris-o, în urmă cu exact 18 ani în vară. Chiar în vară, dar nu mai știu să vă spun că era iunie, iulie sau august. Este despre o femeie care, de fapt, acum a venit momentul să vă spun bancul. Să fie foarte clar, eu nu sunt misogin. Există foarte multe bancuri. Eu pot să spun bancuri și despre bărbați și despre femei. Dar acum o să vă spun un banc care e un pic mai kinky, așa. Ci că s-a dus unul la farmacie. Dacă aveți copii sensibili, vă rog, astupați-le urechile. Nu, că nu-i cu porcării, dar povestea în sine. O să vă pună niște întrebări ciudate după aia. S-a dus unul la farmacie și a spus: fiți amabilă, dați-mi și mie 10 cutii cu prezervative. La care s-a uitat la el și a spus: pungă doriți? Nu e chiar atât de urâtă. Vă rog să mă scuze. De aici și din lirica marelui maestru Sonny Boy Williamson m-am inspirat în textul meu țignit și am scris: spui că femeia ta e urâtă, aș da orice să o vezi pe a mea. Alright, hai să încep de aici, de pe stativ și o cobor după aia, în palme. Așadar, ok? Yes.
spui că femeia ta e urâtă, își dau orice s-o vezi pe-a mea. Hei, spui că femeia ta e urâtă, aș da orice s-o vezi pe-a mea. Hei, nu mă mai îmbăt pe mult acasă, căci mi-e teamă să nu mă culc cu ea. De unul chinuia sughițul, era tare necăjit. De unul chinuia sughițul și era tare necăjit. Dar când mi-a văzut femeia, pe loc în cap el a albit. Hei, i-au căzut dinții din față și da-n blageală el a dat. I-au căzut dinții din față, în da-n blageală el a dat. Și doar femeia mea-i de vină, că zâmbetul și-a arătat. Facă o schimbare, căci mi-era rușine cu așa o soață. Să meargă la cosmetician, să-și facă o mască pentru față. Dar cred că m-a înțeles greșit, căci hei, pe loc și-a lăsat mustață. A ținut cură de slăbire, la dietetician a apelat. Regim doar cu graham și apă, 6 luni a încercat. Dar cred că metabolism a păcălit-o, deci încă 10 kg s-a îngrășat. De pentru care, doamnelor și domnilor, vă mai spun o dată că-l cheamă Costel, că-l cheamă Mike, că-l cheamă Mihai, că mă cheamă Marcian și că ne mândrim că suntem Trenul de Noapte și vă mulțumim frumos pentru invitație. Sper că v-au plăcut nebunii și să ne mai vedem și cu altă ocazie în altă seară. Și până una alta să vă spunem cum se termină snoava. Fiți atenți aici. Spui că femeia ta e urâtă, aș da orice s-o vezi pe-a mea. Spui că femeia ta e urâtă, aș da orice s-o vezi pe-a mea. Păi e urâtă tare, frate, dar nu mai mult ca soacră mea. Mulțumim frumos! Dacă așteptați vreo 10 minute, o să ne găsim acolo sus până se face set, apoi aici nu știu ce, ne găsim acolo sus pentru CD-uri. Dar aveți un pic răbdare să-mi strâng odăjdile de pe scenă. Mulțumim frumos, noapte frumoasă!